Vrei să cumperi cele mai ieftine și cele mai șmechere jocuri? Intră chiar acum și folosește codul Costin pe eneba.com. Da, ești aici? Da, sunt aici și mi-e frică să ies din chestia ce asta. Ce s-a întâmplat? Deci sunt înconjurată de pereți mov. Eu cred că știu ce s-a întâmplat, dar deci, nu știu, te las pe tine să inspectezi. Sunt într-o altă lume, sunt pigmenti, sunt casa mea. Deci, vină până la mine la casă dacă vrei să vezi. Toate sunt îmbrăcate în portale uriașe spre Nether. Vină repede la mine acasă. Vină repede la mine acasă și până vii tu la mine acasă, lumea să apese butonul de like și de subscribe, acolo să facem cât mai repede 100 de milioane de abonați. Și, băi, vino cu aceea. Deci am văzut ursul meu. Unde ești? Sunt la tine acasă. Unde? Nu te văd. Sunt după portal. Păi, vino. Uite, stai. Stai. Deci am văzut ursul meu polar cum a intrat aici. Hai să vedem, mergem după el. Bă, oare putem să-l aducem înapoi? E prima dată când a intrat un urs polar în Nether. Sincer, nu l-am mai văzut. Uite-l, bă! Ursul polar! Uite ursul meu polar, bă! Hai să-l împingem înapoi. Păi îți dai seama că ăsta stă la polul nord și vine acum în Nether. Păi da, dar cred că îi place aici. Bă, dar nu! Bă, uite-l cum fuge! Bă, dar nu ți-e cald? M-a bătut. Aoleo, stai că sper să nu mă bată și pe mine. Bă, sunt și zombi aici. Mamă, ce-a făcut? Nu mi-a crescut viața absolut deloc. Doamne, ce-a făcut asta? Gata. Trebuie să ne răzbunăm. Hai înapoi. Hai, nu mai. Trebuie să ne răzbunăm neapărat, Pandalin. Ce ursul? Te lași aici în Nether? Lasă-l acolo că mă ocupe de el mai târziu. Mă lași în iad. Stai că pe mine m-a dat la altă casă acum. Ce-a făcut, sărac urs? Stai că m-a dat în altă parte. Pe mine m-a dat la Houdini. Și pe mine la fel. Cred. Hai de la strada, hai la strada principală. Așa, uite că vrea Basti să ne ajute și el cu farsa, dar cum să nu, că avem mult de muncă. Așa. Îi poți ajuta, Basti. Deci, ai dirt la tine? Am un stack, două stack-uri jumătate aproape. Bun, deci mergem acasă la Pandalin și îi transformăm casa în pământ. Îi spargem toate blocurile de dirt. Și îi punem pe mine. Dar stai că uite, are bambus. Ia hai să-i luăm noi și bambusul. Gata, îi luăm mâncarea. Deci gata, lăsăm și fără mâncare. Gata. Deci numai lui nu și-a pus, dar de ce nu și-a pus și lui? Deci jur că dacă își punea și lui, nu mai aveam treabă cu el. Deci nu mă mai răzbunam, dar ursul meu polar? Deci ăla e mai important decât orice. Deci e mai important decât orice ursul polar. Să-l punem pe Pandalin. Lasă, acum mai facem manevra. Și-o trimis fratele în iad, el e urs panda și-o trimis ursul polar. Nu, că rezolvăm la vine asta, e liniștită, că treburile nu rămân nerezolvate aici în paradis. Trădare, măi. În lumea animalelor. Ia. Ce animal trădător e pandinul ăsta. Lapadinu, ce poți să-i zici? Eu ți-am zis de atunci, de când cu bebe Costin, că Linu e rău. Ți-am zis? Rău, Linu. Linu nu a vrut să stea cu bebe la Avi, mi-amintesc. Păi vezi? Deci unchiulinu e nebun. Ia uite ce casă frumoasă și-o făcut, arată mult mai bine dacă punem dirt aici, nu? Hai să vedem cum ar arăta cu dirt. Stai că eu îi dau bambusul, vreau să nu mai aibă nici un pic de mâncare, să fie flămând. Bă, dar se strică săbiile astea, bă. Am făcut lemnul, eu făceam cu toporul. Da, dar mergem mai repede cu sabia. Nice, deci ăștia sunt noi lui pereți. Deci pune numai și numai dirt. Peste tot. Gata. Așa. O să-i placă într-o casă de dirt. Vede și el cum trăiesc cărtițele. Deci gata, nu, deci nu mai e ce trebuie. Deci răzbunare, dulce răzbunare. Suntem răzbunători. Ne-am călcat pe coada noastră de animale. Da, pe coada mea de tigru. Tigru bengalez. Hai că sunt eu tigru. I-am pus sign-uri. Bă, la casa brunețicăi. Nu, eu mutăm în Nether dacă tot. Nu, că ar fi prea mult. La casa brunețicăi nu mă bag, că nu vreau să mă pun rău cu brunețica. Ea nu cred că are vreo legătură cu grozăvia asta pe care o făcut-o el. O să mă interesez și o să văd dacă chiar are. Chiar care e casa lui Bruni? Aia, cea de lângă. Asta cu lemn din... Sau care? Nu, aia din concret alb. Care? Tu unde ești? Aia din... Aici, unde... Aia din spate, mă, din spatele tău, aia. Asta e casă? Da. Păi, asta e doar un gard.
Nu mai e casa înăuntru, intră. Ia să văd. Da, mai are casă cu dungă roz. Păi ți-am zis că are casă. Și ea, aolea, i-am făcut și ei. Ce ai făcut? I-am făcut mormânt. A, da? Și știa că l-am făcut ei. Poate a apărut așa deodată. Mamă, uite cum dă cu dirt aici, bă. Deci toate blocurile vreau să le facem. Poate să dureze și o oră. Eu stau aici și fac toate blocurile. Dă-te la o parte, pisică. I-am băgat pisica sub casă. Da, dacă te iei de pisicile lui, cred că o să te supere rău. Eu nu s-a luat de ursul meu, polar? Trebuie să-i furăm pisicile și să-i zicem că le-am dus. Că le-am dus departe. Mamă, ce-i facem aici? Deci o să-și pună labele de pandarin în cap. Cred el că se pune cu noi. Dacă mă ocupe de partea asta, du-te pe altă parte sau ceva. Mă, cum mă carambiază, eu mă duc, mă copii, eu te duc de la altă parte, mă duc în casă. Că de acolo e mai ok. Așa. Deci tot vreau să-i facem. Bă, vin zombie! Aoleo! Păi noapte, ar trebui să dormim. Time is a day, da, am dormit, acum ai, uite, bam. Iar mă pui să lucrez de noapte. Păi numai că nu mai lucrez noaptea, gata. Dau skip la somn. Skip la somn. Bă, mi-a dat foc zombalou. Taule. Păi dacă sprinzi mintea cu ei. A, așa, că-i spargem și gardul și tot. Să-i facem scări aici din dirt. Așa e frumos. Că și pământul e fain. Da. Cine răcoare. Da, eu ce am zis eu ceva. Pentru el facem asta. A, dar cât e, măi, Doamne. I-am distrus și ușile. Așa. Prima dată trebuie să-i distrugem. Da. Așa. Dar lasă, că asta e cea mai bună răzbunare. Eu zic să-i lăsăm sticla, să vadă și el înăuntru. Păi da, sticla îi lăsăm, eu punem la loc, doar lemnul, atâta vreau să-i înlocuim. Că în rest e ok cu sticla, cu astea, adică să, poate nici nu-și dă seama că i-am umblat la casă. Tu ce crezi? Își dă seama? Așa era. Da, pleacă găină de aici. Păi la cât de bine arată. Așa, bam bam. Îi înfrumusețăm casa pandalinului. Gardul ăsta nu poți să-i las aici, că arată prea bine lemnul ăsta aici. Eu o să-i sparg și gardul. Așa. Hai să mă urc sus. Deja bam, trebuie să fac treaba de la înălțime. Nu-i problemă, facem. Ce-a făcut casă mare, să încapă... Să încapă el, că-i dita mai... Păi da, că-i dita mai pandarin. Uite, ne ajută și Basti. Mulțumim foarte mult, Basti, pentru ajutor. Da, au zis că vrea să ne ajute. Sincer, chiar avem nevoie. Așa... Că sigur, el ăsta să-și construiască casa în câteva episoade. Noi vrem într-unul să... Păi da, clar. Să o rezolvăm. El n-a rezolvat toate casele într-un episod. Uite, bam, bam, bam. O vreau să le decoreze de Halloween și noi ce răi suntem. Aoleo, da, bă, uite, nu mi-am dat seama. Eu tot de Halloween eu decorez acum. Bam, 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 bam. Mamă, și chiar sunt curios cum o să arate, vă, după. N-am făcut niciodată o casă din dirt. Nu? Nu, tu ai făcut? Eu, da, i-am făcut, dar eu doar am îmbrăcat-o, știi? Nu, acum să-i faci toată n-am casa înlocuit. Să fie numai și numai dirt. Trebuia doar să-și dea dirt-ul jos din noi. Ce i-am făcut asta pe lumea abonaților? Bă, nu mai am dirt. Vezi, caută prin chest-uri sau ceva. Așa. Mai am 19 bucăți. Caută în chest-uri sau... du-te pe toate parcelele și caută dirt. Că trebuie să aibă lumea dirt. Sigur. Păi da, pe bune. Bam, bam, bam. Așa. Ia, poate chiar are el. Păi da, și el ar putea avea. Ia, are la padinul dirt? Are sau n-are? Hai cu murdăria. Până unde are chesturile? Uite aici în spate. Doamne, ce vă mai place să vă puneți chesturile afară? Eu n-am sens, la mine la casa a lucrat doar Aida, eu n-am făcut nimic. Trei bucăți. Are diamante. Așa. Are el făcut design aici, văd. Uite, am mai găsit 32 de bucăți. Mamă, cât bambus am luat. L-aruncăm. Așa, uite că mai are trei bucăți de gras.
Ce mai are? 3 bucăți de el are? Mă. Bă, nu mă, glumesc, mă. Nu mai râde, mă. N-am vrut să suni chiar așa. Oh, vai, săracul Rapadin. Doamne, ce-i spargem aici. Îți dai seama că... Mai face și gras. Îți dai seama că el nici nu știe că facem asta. Dacă nu se uită pe live, nu știe. Păi nu cred că se uită, că începe el să zică ceva pe acolo. Sau îmi dădea mesaj pe Facebook. Îmi dădea mesaj. Sau doar stă și plânge. Și zice că mi-a dat mesaj, că nu le dau satisfacție. Să stea într-un colț, să zic, casa mea. Lacrimi de pui de panda. Nu știu dacă e acasă la ora asta să... Uop, uop, să uop. Fie el atent aici pe felie. Deci nu vreau niciun colțișor să-i lăsăm, nimic. Bă, dar ne-am mișcat bine, mă, cu uite, 11 minute și deja am făcut destul de multe chestii. Dar mai avem acoperișul. Nu-i problemă. Avem multe muncă. Facem, nu-i problemă, doar să nu rămânem fără dirt deloc, asta e faza. Dar facem rostim, uite, Mi Basti deja a făcut tot aproape un perete întreg. Păi, se pricep abonații, sunt mai rapizi decât noi. Clar. Niciodată nu m-am... făcut cu sleburi aici. Da, mă, dar păcat că nu putem să facem sleburi din dirt. Că-i făceam, păi, pentru el... Păi, nu poți să faci sleburi din mai multe minereuri și da. Scări. Că pentru el chiar făceam sleburi din... să facem Minecraft special chestia asta, numai pentru el. Minecraft special pentru Pandarin. Așa, așa. Săracele găini. Eu mă ocup de interior aici. Bam, bam. Încă aici trebuie să... Să mai săpăm. Iau, ce-am picat. La Padinianu. Bă, îmi pare rău de el, dar n-am ce să-i fac. Își merită soarta. Bun. Nu știu ce am impresia că el o munci mai mult. Mai puțin decât muncim noi. Păi da, dar și ce-i facem noi e mai mult decât ce-a făcut el. Adică, știi care e faza? Bă, ursul meu e ursul meu, știi? Adică, nu o dă nimeni cu ursul meu. Nu se ia nimeni de urs. De mine putea să se ia, dar de urs? Nu. Ce-a plecat, ursache. Săracul acum arde singur în iad. Nu, că sper să-l mai găsesc. Eu vreau să mă duc să-l iau înapoi. Așa. Îți trebuie un lead. Dacă mai vrea să vină, poate sunt prieteni de acolo cu pigmenii. Da, sigur nu-l mănâncă pigmenii. Sigur, o să supraviețuiască el acolo. Cu Blaze-ul, singura chestie albă. Blaze-ul, dar nu e alb, e portocaliu. Blaze-ul e ăla, ghost. Galben. Ghost. Așa, ăla. Ăla. Nu mai guest. Știu. Guest, așa. Dar e el în curc, îi ziceam Blaze la guest. E așa, bun. Ia să mai băgăm. Pop, pop. Acoperișul oare din ce-i făcut? Cred că ceva după Nether. A, nu, e nimic, că rezolvă nici pe ăla. Zici că e obsidian. Nu e obsidian, buget. E blackstone, cred. Cred că blackstone. Oleo! Se preface, bă, se preface că strănută. Se preface că strănută, sănătate. Mersi. Așa. Scrieți-vă în comentarii acolo dacă nu aveți impresia că se preface când strănută. Așa strănut eu. Așa, bam, 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 bam. Dar sunt oameni care țipă când strănută. A, de da, exemplu, da, știu. Tata a strănut atât de tare încât când eram mică mă speriam când strănuta el. Te băgai sub pătură. Ce se întâmplă? Monștri marini! Da, face opțiu, nu știu, ciudat, rău. Da, pe fiecare cu strănutul lui acum, na. Nu poți, nu cred că poți să controlezi felul în care strănuți sau ceva. Da. Așa. Sau când tu șești. Bun. Da, mă, e bine. E bine momentan. Deci mai am la partea de sus un pic de lucrat și după mă duc și la partea de jos. Mai am doar un stack. Așa. Și acum punem bam 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 bam. Aici ceva. Uite, bă, și pe aici trebuie. Bam, bam.
Pandaline, pandaline. Ce s-a întâmplat cu tine? Ia, uite că arată fain și cu designul ăsta. Ce? Deci care casă de noob. Așa. Cu designul. Un dirt deasupra altuia. Cum era și la el un slab deasupra altuia. Mhm. Hop, hop. Ia să văd cum fac să... Cum merge treaba? A, deci se ocupă mi basti sus acolo. Ok, o să fac jos atunci. A, sau ești tu sus? Sunt sus, da. A, tu ești sus. Bine, ocupă-te tu sus acolo și fac eu aici jos. Mai am puțin și termin aici sus. Încă puțin. Și asta e, lăsăm acoperișul? Că e piatră. Nu. Nici acoperișul nu lăsăm? Nu. Olo. Săracul apa din, mi-e milă de el, măi. Chiar mi-e milă. N-am dat rămas pe mi basti, mă. Olo, am pus greșit. Ce-ai cu mi basti? L-am dat rămas din greșeală. Așa. Băi, eu mai am, dar dacă mai e nevoie să mai dau. Eu cred că ne ajunge să facem tot. Hai că am și o lopată, sparg și o dartul cu mâna. Așa. Aici am greșit. Am greșit design-ul. În fine. Așa, bam, bam, bam. Aici trebuia să pun. Na, deci chiar sunt curios de reacția lui, vă. Crezi că o să plângă cu lacrimi de pui de panda? Nu știu. Eu sper doar să nu se supere. Asta, asta zic. Știu că s-a chinuit mult, că nici n-a avut timp să-și facă casa. Na. Păi el a pornit sezonul farselor. Și s-a chinuit, știu că s-a chinuit mult la casă. El a pornit. Adevărat și asta, nu, nu zic că nu. Dar și noi ne chinuim, uite ce ne chinuim acum. De cât timp suntem pe episod? De 17 minute. Păi, 17 minute ne chinuim, știi, face farsa. Bă, dar chiar arată fain. Nu știu cum să... Că ne omor abonații lui. Bă, dar nu știu cum să zic. Cât de cât arată bine. Lopată, mă, putea să-mi aduc și eu o lopată. Ai o lopată? Da, mă, uite, vin aici. Unde ești? Sunt sus. A, cobor să iei? Lasă că dacă ai puțin acolo. Lasă că de-aia am și mâini. Așa. Eu când am început Minecraft, să mă joc Minecraft, spărgeam tot cu pickaxe-ul. Nisipul cu pickaxe-ul, dirt-ul cu pickaxe-ul. Tot. Ia să văd, mai am aici. Bam, 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 bam. Aici e sticla, sticluța. Apoi, uite, aici mai trebuie spart un bloc. Vai, doamne, deci nu vă să cred ce am făcut aici la casă, bă. Ai făcut la acoperiș? A, nu, acoperișul mai rămâne. Îi facem și acoperișul. Am făcut casa, e gata. Și ia să văd cum arată de jos, că-s curioasă, dar nu pot să cobor de aici, în cauza acoperișului. Cred că cu pickaxe-ul se ia acoperișul, da. Da, cu pickaxe-ul, da. Nu, hai să-i luăm. Da, nu putem să facem scări din dirt. Deci va trebui să-i facem un acoperiș mai basic. Ceva de genul ăsta. Așa, să mai spargă aici un pic. A, dar stai că eu mai am depus. Scări din dirt nu prea ar merge, da, e așa. Trebuie să-i facem ceva. Nu, punem așa una sub alta. Și tot are aspectul ăla de scări. Da, da. Vezi? Bam, 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 bam. Unde? Dar nu mai am decât, ba, o, 7 bucăți de dirt. Că, să văd dacă mai fac rost. Vino la mine. Cobor de aici. Vino la mine. N-aș prea vrea să cobor. De ce? Că te urci înapoi cu... Asta. Da, distruge. Adică nu distruge, ca să știm cum este să-l facem la fel. Știi? Nu, asta, ca să poți să continui. A. Am distrus doar aia. Bun, dăm bucățile de dirt. Uite, ia aici, îți mai dau eu un stack și mai am eu un stack pe care... Uite aici, aici, în spate. Aici. Aici, la mine. Uite-te la mine. Ah, e basti, da. Nice. Așa. Bă, deci în interior e cam gata tot. Așa. Mai trebuie doar acoperișul. Da. Pe afară, uite aici la... O, stai mă, că uite, mai are afară aici. Ce? De făcut.
Unde a rămas cu acoperișul, frate? Stai că mai aici afară. Scrieți-ne acolo în comentarii ce credeți că... Cum credeți că va reacționa Pandalinu? O să se supere pe noi, se va răzbuna din nou? Dacă el a împornit acum sezonul farselor... Aoleu, păi... ce mă enervează monștrii ăștia! Mamă, ce era să mor! Așa... O să fie cea mai frumoasă casă din Dirt care exista vreodată pe Minecraft. Da. Ba, chiar o să fie tare, cred. Un picot. De unde apar monștrii ăștia? Era un schimb. Păi a fost noapte și cred că s-au spawnat. Bună simțire. Păi n-au niciun pic de bun simț scheletii ăștia. Scările alea le-ați făcut voi sau le-a făcut el? Ce scări? Astea pe care v-ați urcat voi acum. Da, eu le-am făcut. A, tu le-ai făcut, bun. Păi nu mai am dirt. Trebuie să folosesc lemn. Uite, ia de... A, dar stai că trebuie... Fă tu acoperișul ăsta. Fac. Nu, aici. Ăsta de la... Unde fac eu acum. De la pisici. Să las că-l fac și după ce fac acoperișul mă duc să mai caut. Dacă mai am puțin, oricum. Pisici. Așa. Bun. Pop, pop. Gata. Bun, bam, 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 bam. Prea mare casa, băi. E mare, da, și-a făcut ta mai. Casa mea era mai ușor să o recreez din dirt, că eu am făcut-o într-un singur episod. Eu nu știu în câte a făcut el, dar a făcut. A făcut da, câteva. Da, știi, că a durat o grămadă de timp până și-a făcut ceva. Știu că toată lumea avea, numai el n-avea nimic pe parcelă. Da, că n-avea timp, dar... Cred că când a avut timp, a făcut-o destul de repede sau ceva. Bă, oricum, e bine. Pe casă. Așa, bam, 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 bun. Bă, cam așa ceva. Am dus să mai caut dirt. Bă, da, eu cred că am acasă dirt, nu-i asta să mă duc să văd. Dacă nu-l sparg pe ăsta de aici. Oricum, dar găsești oriunde. Da, dar nu prea putem să stăm să săpăm acum. Împrumută-te. Nu, no, vreau să fie totul făcut cum n-ai trebuie. N-ai învățat nimic de la bebe Costin? Nu, eu nu vreau să stau cu datorii. Am piglini în curte. Doamne. Doamne. Deci ce trebuie. Fermă de piglini? Uite, dirt, dirt, dirt. Asta că nu mai am loc. Mă mir că rezist aici în lumea reală. Păi, ar trebui să reziste, na. Uite că am mai văzut un dirt. Asta ce nu trebuie le bag înapoi. Asta la fel că nu trebuie. Asta nu trebuie. Ușa să-i pun ușa. Tot aiuri al consum. Vin eu cu dirt, vin eu cu dirt, nu-i problema. Doar că mai vreau să caut prin chesturi să am suficient, să vă dau și vouă. Așa, uite și gres. Așa. Deci mai e doar acoperișul. O, blană. Da, da, cred că da, nu cred că mai trebuie să facem ceva. N-avem. Bă, cred că ne ajung 3 stack-uri de asta. La acoperiș ne ajung, nu? Sincer, nu cred. Nu? Pentru că uite cât e. Numai dacă lăsăm liber aici și nu mai punem. Vezi? Așa, aici trebuie sus. Să și mănâncă, n-am mâncat nimic. Așa. Te-ai dat dar tu. Cum? Te-ai dat dar tu. Stai un pic ca să caut. A, gata, hai că vin să-ți aduc. Păi hai să vedem dacă ajung. Ne ajunge și după mai căutăm dacă e. Unde ești, pe casă? Mhm. Uh-huh. Hai că morc acum. Hai pe casă. Bun, stai că mai e aici ceva nefăcut. Aoleu. Uop. Aoleu, am căzut, doamne. Singura bucată de dirt. Ce? Atât. O singură bucată. Ia să vedem cum arată. Așa. Telefon. Așa.
Băi, chiar arată fain. Uite, vină deasupra, acolo, vină deasupra de tot. Mai e un șir nearatat. Ce? Uite aici, dar tu. Stai că mă duc acum să rezolv acolo. Stai că mâncam. Așa, poftă bună. Am lăsat acolo un șir de lemne. Păi știu, acum mă duc să rezolv. Așa, bam, bam. Bă, mi-e frică de lapa din mai că e mare. Și de se pune ți-e frică, să ne bată. Ți-e frică că te mănâncă? Păi da. Așa, opa. Așa. Bun, ia să luăm noi dirt-ul înapoi. Și mai avem aici de pus. Ne face ăsta ceva. Păi nu ne-a făcut deja? Păi da, da. Acum le nervăm. Și o să fie un pandalin nervos. O, stai. Vedem noi, ce poate să și facă. Îl supărăm. Poate ne omoară. Așa. Nu cred că ar face asta. Nu cred că se ajunge atât de departe. Poate ne trimite, și ce face? Ne trimite Nether și distruge portalul. Și acolo stăm pe veci. Dar ce, noi nu putem să facem alt portal? Dacă avem materialele necesare. Da, poate păi, ne omoară. Păi da, scoate noi... echipul inventarii. Dar noi suntem dește... Aoleo, scoate echipul... Da, nu știu. Nu te mai gândi atât de departe, lasă, nu-i dai idei. Îi dau idei, cred că stă acum pandalinul și notează. Deci asta ar fi nașpa pentru ei, bun. Ok, am pus și ușa. Trebuie să-i fac un buton la ușă ca să poată să și deschidă. Oh, uite, am ratat aici. Eu stau bine cu acoperișul, mai am super puțin, că mă ajută și Basti. Deci super, super puțin. Așa. Doamne, zici că locuiește într-o groapă unde au bubuit 100 de TNT-uri. Așa ceva. Uite, mai trebuie pus aici, a? Unde mă? Nu mai am topor. Las, că sparg așa o bucată de lemn. Ba, haide mă. Aaaa, am căzut! Doamne. Ai venit jos ochinui să fac acoperișul bun. Ăsta. A, dar zicea că acum ne răzbună numai noi doi. Dar trebuie să răzbune și restul. Tu-ți imaginezi ce o să fie la el aici? Poate-s mai inimoși. Nu mai am dirt. Nu mai ai? Dar ne mai trebuie? Criză, nu mai am dirt. Dar mai avem nevoie? Da, mai trebuie să facem aici acoperișul. Nu știu acum cât. Stai așa să vin să văd și eu. Care, Basti? Basti. Hai, dirt. Merge să te urci prin casă? Nu știu. Pe acoperiș? Ado, nu. A, uite, zi să-ți dea căci care. Zi să-ți dea el, că eu mai am... A, eu mai am un stack și ceva mai am. Așa, bun. Că vreau să-i sparg și gardul. Două stack-uri și mai rămas un pic. Mamă, trei stack-uri, nice. O, bun. Băi, Basti are tot dirt-ul din lume. Avem noi dirt-ul. A, păi, uite, mi-a scris Aida acum, dar... Avem, cred că ne ajunge acum tot ce am făcut. Bă, trebuie să-i fac un buton, mă, are un crafting table. Gata. Deci eu imediat, în 5 minute eu și Basti terminăm acoperișul. Așa, eu îi pun acum două butoane la casă ca să poate să intre și să iasă din casă. Să nu fim chiar atât de răi. O, dar stai că trebuie să-i facem de aici. De fapt, suntem răi, că poate să intre să vadă ce e în casa lui. Deci și mai e grav. Stai că vreau să-i fac și aici la pisici. Și la pisici, dar cu pisicile ce ai, săracele? Păi sale lui! Păi și ce e dacă săracele? N-au vrut ele să aibă soarta asta. Nu știu, nu mă interesează. Pisicile lui. Așa. Hop, hop, hop. Hai să le împing pe dirt. Așa. Bun, eu mă ocup aici de garajul ăsta. Doamne, cum arată ghetoul ăsta. Asta e acum, na. Ce poți să și faci? Doamne, s-a și fără mâncare și fără casă. Doamne, e o pisică aici care nu vrea să dea la o parte. Încă poți să... A, nu? Bine. Se supără abonații pe tine. Deja am lovit-o. A, dar știu cum fac. Sparg aici și un ping de afară. Doamne, cum arată.
Bun, am terminat acoperișul. Bun, eu mai am aici. Și așa arată casa pandalinului acum. Eu mai am aici în garaj la pisicuțe. Mai trebuia să-i pun aici. Hai pisicuțo. Bun. Time set day. Bine. Bam, 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 bam. Ce frumos arată, măi. Ce ai frumos. Stai că vreau și eu să fac, eu n-am văzut de afară. Stai să dăm astea la o parte. Hai pisicuțo. Hai pisicuțo. Bun. Și mai trebuie să mut o pisică. Bine, bam, 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 bam. Ia uitați aici. Uite, nici aici n-am terminat. Așa. Du-te și pune tu. Aici. Mai retușez pe undeva, pe unde am ratat, știi? Da, da, da. Păi așa vreau să fie tot. Deci tot să fie, să fie nebunie mare. Și aici am ratat un... Și o să face perfectă. Bam, bam, bam. Bam, bam. Bun, ia să re-engage mod creative. Să apeși pe F3 și F4 în același timp și te pune automat. Hai, uite că aici am uitat un bloc. Bun. Bă, cum e, bă, n-ai cum. Aole, am intrat în Nether. Stai că eu am intrat în Nether din greșeală. Bă, deci cum arată, n-ai cum așa ceva, n-ai cum. Și uite, îi se face gres peste tot. Mamă, ce... E prima casă din Dirt care a arătat atât de bine. Ar trebui să fie mândru că este primul care are o casă din Dirt așa frumoasă pe serie. Bă, să știi, chiar arată bine. Adică pe vâne, chiar îmi place. Cred că o să o lase așa. Și chiar îmi place. Scrie și voi în comentarii acolo dacă vă place cum arată. Bă, și cam ăsta a fost episodul. Credeți-ne că ne-am chinuit destul de mult. Uite, pe aici n-am pus, dar o să pun din creative acum ca să fie terminată. Uite aici, exact hai linia asta. Să surprind și cum ne-a închis el în cuști. În cuști de Nether. Bun, și cam așa arată. Uite aici, nu mai are geam sau ce? Ia sparge. A, ba nu, mai aici, cred că era tot așa. Cu hai, ok, tot perfect. Hai să-i facem un design aici. Am terminat și căsuța pandarinului. Să ne ziceți ce părere aveți despre asta. Nu știu, mie îmi place cum arată, sincer. Deci chiar îmi place. Bun, cam ăsta a fost episodul Barbasanilor. Nu uitați de un mare like, un mare share, un mare subscribe. Abonați-vă repede la Lavinia să facă cât mai repede 100.000 de abonați. Și până la data viitoare, v-am salutat. Pa, pa! Pa!